Apoi, salutare toată lumea și bine v-am găsit la episodul numărul 50. Vă mulțumesc că ați văzut alături de mine 50 de episoade. Eu vreau să vă zic ceva și după aia o să dăm în pită să jucăm Samp. Bă, vreau să vă zic că astăzi s-a întâmplat ceva nasol. S-a zis un pic mai început, cuibulatorul e jurător de la cap. Așa. Vreau să vă zic ceva foarte nasol ce s-a întâmplat. Păi, stai o liniștit, filmam un episod, mă duc la Burger duc alea. Și îmi zice, vine unul, pur nu ia foc mașina și zice... Adică vine pe mine explodând și explodez și eu, logic, ce se poate întâmpla, nu? Așa, eu nervos, că eram foarte nervos atunci, că încercam și eu să filmez, filmam de nu știu cât timp. Da, mă rog, încercam să filmez ca lumea, da? Dintr-o dată, pana mea, stau și eu văd că vine ăsta. Ăsta zice că e abonat la mine și da, cred că e abonat. Odată ce zice că e abonat, mă gândesc că e abonat, că nu cred că se uită la... Adică știe de canalul meu, asta contează, ok. Zic eu frumos, bă, frate, ai abonat, salut, ce faci? După aia mă duc la Burger, vine kamikaze, vine cu mașina flăcă. Crezi să vă arăși aici dovada că am aplaudat-o pe YouTube, pe privat? De ce să vă arăși dovada? Deci, fiți atenți, asta e dovada. Asta nu ziceți că am greșit eu ceva. Na, uite, stau aici, las făina. Așa, și uite-l pe el acolo, nu, care el, mă, ala, de acolo, e ăsta. Se bagă în perete intenționat ca să ia foc mașina. Așa, eu stau liniștit, așa, e la mașina flăcărită, el putea să stea acolo, deci uitați-mă un pic, el putea să stea acolo, fix în locul ăla, vedeți, se putea să stea acolo, nu să vină, se bage în mine. Așa, se bagă cu mine mașina în flăcări, perfect, frate. După aia, lasă așa un pic, cred că, a, nu mai am filmare, am PC, nu mai am. Mă rog, după aia vine la mine și zice, bă, de ce nu te-ai dat la o parte, bă, ești retard, de ce nu te-ai dat la, nu m-a zis că sunt retard, bă, de ce nu te-ai dat la o parte, bă, nu știu ce, frate, eu cum să mă dau la o parte, când nici măcar nu mi-a pornit motorul de la mașină, doar să vă gândiți la chestia asta, așa. Zice, aici aștept, adică râdea chestii și, bă, ce mi-au eu, bă, explodat mașina, așa, și-o luat ori, băiatul. Nu știu, frate, acum nu vreau să nu ajungă la chestii de genul, pentru că, na, frate, pâlăm, e abonat, dar m-am enervat un pic pe el, un pic mai mult și, na, acum are unul din trei. Acum îmi pare rău că s-a ajuns la deosebite savana și-o luat-o și el acum un savana, ăsta, mă rog. Domnul, hai să ne jucăm, avem și melodie pe fundal, ca să nu vă plictisiți. Hai să intrăm la cealaltă tastatură, care nu-i mecanică, pentru că se aude nasol în videoclip, așa. Și hai să vedem, frate, ce facem în acest episod, slash... ID, nu names, pro.names, nu e băiatul, slash-vă, o, frate, dar acum nici să se ajungă la de-astea, nu-i bine să închid-o pe lumina. Nu-i bine să se ajungă la de-astea, nici să nu facă el greșeală, aia, acum nu-i bine niciuna, frate, dar nu vroiam să se ajungă la chestii de genul, la certuri și la aia, dar acum ce să-i faci, frate, te mai îndrepezi și tu. Și na, pana mea, cu facțiunile, vreau să fac și aplicații, dar fac în episodul următor, pentru că am deja lăsat vreo 2 minute din videoclip ca să vă arăt cum o mers treaba. Da, ce face, asta e, frate. Hai să mergem și noi la, prin lăsă, vedem ce face geologa, sunt multe chestii de făcut. Ia azi am făcut și 2 caca, dar am făcut cum să nu facem, am stat un pic pe sleep acum, că m-am dus până la bunicii mei. Și am stat un pic pe sleep, dar nu e problemă. Da, sper să nu se mai ajungă la chestii de genul, sper, na, pana mea, frate, acum, gândiți-vă și voi, veniți pe seara mea, salut, ce faci, chestii, nu faci chestii gen kamikaze și aia, și m-am enervat, adică eu eram în lăsă, munceam liniștit și vine se bagă în mine, mi s-a dus jumătate din episod doar ca să ajungă înapoi în lăsă, uite, aș păsta pe contrast, nu știu, frate, mi s-a dus jumătate din episod doar ca să ajungă lăsă înapoi, asta e faza, să vă gândiți la chestia asta. Deci, na, pana mea, frate, e ciudat, eu... Nu știu, frate, aș fi rămas acolo dacă nu era mașina lui. A, era mașina lui, că e savana, are savana. Mă rog, stăteai mașină murit, te dădea acasă, plătea asigurarea și e, frate, continui drumul. Dar nu vii să faci kamikaze și prostii de astea, sunt niște tâmpenii, idioate, nu știu cum să le numesc. Și na, frate, asta e, s-a întâmplat, oricum și dacă îmi luam mort, pentru că după aia m-am enervat un pic pe și am dat câteva înjurături. Și dacă îmi luam mort, oricum știți că plănuiesc să mă las de blu, cât de curând, salut, frate. Dacă îmi dă, dacă îmi dă amendă pișama și pe fața lui, l-am ocolit cu aia, unde să mă bag în el? Nu, stai că-l opresc, dacă zice... Ia, vrei ceva, băiatul? Te ajut cu ceva? Nu te ajut cu nimic, perfect. Nu, că dacă ea să-mi ia permisul, că știi să mă băga pe contrasens, dar l-am ocolit cu aia, mă doare în cur. Adică mai zi de ăștia care caută să ia permisul, dacă să facă raportul, știi? Da, nu, că am filmare, mă piși pe fața lui. Clanul într-un lucru putează membrie cu level 15 plus și avere mare. Avere mare pentru ce? Că-s mulți cerșetori în clan sau ce dracu? Ioi, doamne. Da, mă. Și ce să zic, frate? Nu vreau să se întâmple chestii de genul. Nu vreau să se întâmple chestii de genul în continuare. Și potoliți-vă și voi, frate. Adică, nu-i ca lumea. Nu rezolv nimic cu chestia asta. Nu mai un pic, revin imediat să-mi dea o tricou jos, că mor de cald. Așa.
dar nu vă jucați cu chestii, genul că nu e bine, nu face bine, adică, nu știu, ce e și lui că eu mi-am luat mute și el și-a luat ăla, adică cine are de pierdut aici la facțiuni? Că eu cu mute-ul ăla nu mă dezavantajează cu absolut nimic la intrare în facțiuni, știți că nu mă avantajează, nu mă dezavantajează cu absolut nimic. Dar Warnul lui se vede acolo, War, bine, poate să-și ia cu puncte premium clear War, dar totuși se vede în istoriul lui, în logul lui, că a luat Warn odată pentru kamikaze. Și cine de-aia te primește în taxi când tu ai făcut kamikaze, nu? Frate, pana mea, asta e ciudat, asta e nasol, asta e trist pentru el că avea și level 11 și na. Bine, level 11 nu că ar fi un level mare, da? Ceva să muncești la level 11 acolo, nu? Na, pare rău pentru el, asta e, se mai întâmplă. Câteodată, pana mea, frate, hai să lăsăm discuțiile genul. Eu vă zic, nu mai faceți chestii de genul, că dacă nu mă trezesc ca lumea, adică eu mai am dimineața astea când mă trezesc prost și n-am chef de nimic, mai ales când știu că e și școală, că am 7 ore. Da, azi am avut 7 ore. Mă trezesc așa, uau, școală 7 ore, vine să și vomit. Și după aia vine unul și mă mai și enervează, frate. Și logic că mi ies din sărite și direct post. Acum nu era chiar un motiv, dar m-am enervat mai mult că și el mi-a făcut mie post și mi-am luat 20 de minute. Da, mi-am luat 20 de minute pentru că mi-a făcut și el post, că l-am înjurat după aia. Dar mă, frate, bă, asta e, du-te, morți, mă, timp, faci tu post. Dacă nu făcea post, credeți-mă, nu-i făceam post, nici nu mă atingeam de el. Asta e, v-am făcut kamikaze, asta e, l-am înjurat, i-am dat înapoi, cum ar veni, am dat replica înapoi, aia e. Dar m-am mai și jurat după aia. Nu, doamne, s-o mai și... mi-am mai și făcut post, mai și încumeta să-mi facă post, adică, na. Eu am crezut că o să-mi iau Word, dar, na, asta e. A venit reclama de la Google, nice, good job. Na, asta e, frate. Ce să faci? Cât să fă, n-ai cât să fă. Câte ori trebuie pentru a intra la vaccină, nu mă refer la orele pentru aplicație, nu este o limită, depinde și de lucru. Uite, asta să și face blog, frumos, frate. Frumos, ești bun. Wow, uite, a făcut o nouă animație, mă, te bag așa cu camera înăuntru, s-a făcut update. Am murit și mă să uite, să-i să văd ceva. A, nu s-a făcut update. A, m-am mai băgat toată, nice. Nu s-a făcut update, am crezut că s-a făcut update și te bagi înăuntru. O, știu, frate, sper să nu se mai ajungă la chestia asta, să zic. Nu, eu știu, nu că mi-a fi, uite, s-a șutunat ca și mine mașina. L-am zis, uite, bine, ca și mine pe modul vechi, acum nu mai e tunată la fel. A, frate, asta e, ia uite-l și pe ăla, mă, Phoenix-ul, asta e să-l întreb cum, cu cât îl vin, decât e 8K maxim. Bă, preț ăsta, preț. Hai, deci, stai. Uai, paletă, ești cu aia. Te întreb și eu, vrei să vând și tu mașina și tu. Da, asta e, frate, dădeam 8K pe ea. Ce să faci? Și-o pierdut bănuții, băiatul, că 8K pe lejerie pe una, nu știu acum cât de zile și câți kilometri avea, că dacă avea gen vreo 200 de zile și vreo 1000 de kilometri, luam mai mult, dar nu cred. Nu știu ce level m-am uitat la numele lui exact. Hai să vedem, cauți clan. Ah, noi scriu, las. Oh. Sal al... Deci nu e clanul UTU. A, am intrat în episodul trecut, de ce m-am mai îngubetată să vă zic. 814 player. A, oricum e frumos pentru ăsta. Ce prost polițai să-mi bag picioarele. Uite, de exemplu, acum am ajuns ce să-i fac poza, ca aș fi un post hunter. Da, am și eu minte în capul ăla. Da, pana mea, frate, nu sunt retardat. Ăsta vine să-și facă raportul pe mine, nu-i dau. El mă piși pe fața lui. Oricum, frate, adică, na. Ce să faci? Uite, ce polițai prost să-mi bag picioarele. Dacă eram un post hunter o nucă în cap, făceam screen și aducea și fac post și aia luam mute. Și, na, nu că-l afectează, dar și luam mute, dar îmi fac, de exemplu, dacă vine unul să se uite un admin, de exemplu. Dacă, de obicei, eu dacă aș fi lider, aș întreba, frate, uite, bă, ăsta are ceva postul, e post hunter, nu știu. Eu dacă aș fi lider la facțiune, n-aș căuta post hunter. Cum vă dați seama, frate, să ai un copil la face numai posturi în facțiune. Gândiți-vă la chestia, să aibă vreo 2000 de posturi făcute. E nasol, adică nu l-aș primi, pur și simplu. N-aș vrea eu, bă, du-te dracu de aici. Dar eu, de exemplu, în total am 5 posturi făcute în 2 luni. Și 5 posturi, na. Na, frate. Ce să zic? Până la urmă mă gândesc și la mine, adică... Nu... Stai, ce? Vita, ok. Nu mă încumet eu să fac posturi așa, aiurea, fără... Adică, fără motiv, de ce, frate, mi-a făcut mie ceva? Și dacă vine unul și mă înjură în față și mă zice...
să-mi sugi cioaca, da? Nu-i fă nimic, frate, de asta e, nu sunt copil distrus care să caut posturi. Frate, aia m-o jura, plec de acolo, îi dau bloc, nu o să-mi iau iPhone 10 puncte premium. O să-i dau și bloc și aia, frate, nu mă complic, vai post, ești retardat, mă juri, nu știu ce, frate, ce dracu e țigănia asta cu postul pentru orice înjurătura, da? Frate, nu te simți jignit pentru că te-o făcut prost, nu? Și mi-am mute-ul ăla de 20 de minute, dar nu mi se pare corect că, na, l-am făcut prost. Sau, da, prost l-am făcut. Adică, asta e adevărul. Vi faci kamikaze bine în timp ce știi că filmez. Că știa că filmez, că m-a văzut și am și zis, bă, frate, filmez. Da, nu, frate. Am făcut-o și intenționat că filmam și na. Ok, deci ca și cum aș fi acum, stau aici liniște și vine unul se bagă kamikaze pe mine. Dar, frate-mi, oricine ar reacționa așa. Oricine ar fi ceva gen, bă, ce dracu, coai, fi retardat. Hai, deci episodul 50, am stat și cu seria asta 50 episoade, deci după aia vedeți episodul 51 în finalul. Glumeam, mă, ce aveți, asta o ținem chiar ca lumea, o să o ținem blană, blană, că ne place nouă sampul, nu? Ia să vedem la o parte, s-o băgată mine. Nice. Cum se numește momentul pentru ce era acest time kick? Că ne-am dus. Na. Ce vrem, mă? Ce vrem, mă? A, nu. Am crezut că comentezi. Dacă era comentator de la pasta e făcea post, nu făcea, dar ce te oprești? Reclutați lideri pe server, accesează recrutare pentru mai multe... Am dat fă! Am vrut să arunc, să dau tastatura mai încolo, că n-am log și am apăsat fă. Perfect, am de 240k. Mamă, ce lag am, nu știu de ce. Ok, cred că e de la muzică, că am dat-o pe 1080 pe 60 fps. Ce te face să joci? Question. Ce mașină îți place cel mai mult? One Sump. Nu accept întrebări? Cum dau o respawn la personală? Se referea la mașina personală, cu aici, știi, idioci, că doar un acces, doar un admin are acces la personală, dai tot vehicul, cu aia, nu? Sau nu știu dacă se referea, eu zic personală, nu zice așa, cum dai respawn la personal. No, nu zicea chiar așa, mă, hai, dă-te mă la o parte, bă, am un pic de lag, nu știu de ce, nu-i bine. Le vedeți când framează din când în când. Dă-te la o parte, jegule, dă-te marș, what? What? Zăzucă ăla avea, ăla avea spoilerul pe capotă? Sau mi se pune mie? Abar nu am. Ok, mergem și noi în LV. Să mergem mai pe acolo, jucăm un barbut? Hai, jucăm un barbut, că să nu jucăm barbut, mă. Opa, 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 stai că nu l-am pe drapaj. Opa, să GPS. Yes, vrem să-i dăm cancel. Las Ventura, CNN. Burger Shot. Unde e ăla? Casino. Ăsta e ăla de acolo, nu? Opa, ăsta e ăla de acolo, nu? Da. Am nasul foarte mult, dar și știți că de vreo 7 episoade sunt foarte răcit și nu știu, pur și simplu nu sunt starea mea ca lumea. Dar ce să faci, frate? Se mai întâmplă asta. Bă, mă gândeam să intru și pe blue și pe orange, dar nu știu. Scout la level 8, stau 2-3 ore în timpul săptămânii și câte 6-7 noi game. Mamă, coaie. Aici au sărit, stai așa. Nu. Mamă. O, știu, frate, nu mă acceptă în facțiune, asta nu mă acceptă nici acum, că o să fac cererile în LSPD. Dacă nu mă acceptă nici acum, îmi bag piciorunile de facțiuni. Și aia e, frate. Aia e, ce să-mi fac? Opa, 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 opa. Stai că o luăm pe aici, pune, nu-i bine. Asta e, și când ajungem și noi la casino, încheiem episodul și vedem data viitoare cine a câștigat bani. O să bag doar de două ori, că nu mă complic eu, o să-mi pierd toți banii iară. Stai pe unde eu, mă, pe unde eu? Vând casă Rayside din interior, Lux, Fine House, 384-35, caca, negociez. Eu am bani pentru ea, dacă îmi vând mașina sau casa, dar mașina nu mi-o vând, am zis așa că... dacă e vând casa, dar ce pentru o casă? De exemplu, unei care dau schimbă, zând 20k pe un dolar, dacă accept, îți ia toți banii. De exemplu, sunt unii care îți dau schimb.
Nu există un hack de genul, adică să puneți ceva să iei toți banii după aia, wow, nu știu în chestia asta, dar oricum nu merită. Ce bani? Adică, dacă te filmează în timp ce faci afacerea cu el și ți-ai luat bani și ai și level mare, adică mă gândesc că nu faci chestia asta pe un level mic, de un conc cu level mic, nu? Și, na, bana mea, frate, nu merită să ai skill, am banii mei. Cu ce am eu, de ăștia stau la pândă băieții pe aici. A, uite, ăsta m-a ajuns, băiatul. Lasă-mă pe mine că fac la dreapta aici, băiatul. Hai, mergem aici, o să am un pic de lag, cel mai probabil. Sau poate că nu, n-am lag. Am crezut că-s mulți, dar nu-s mulți. Hai, că oprim aici, hai, fă mă bag aici. Rems, poate vrei bani. Ce mă? Slash ID Rems. A, ce faci, mă, băiat, să level 18? Băi, ce ai vorbit, mă, nene, mă? Doamne, 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 doamne. Ok, hai să la slash. Cum era, mă, slash? Cum era, mă, stai că nu mai știu. Mă ia comanda, că n-am ieșit la barbu de mult. A, slash, dice, 5, 8, 6, 50 ca, du-te drec. Hai, băiatul. Băi, și plec de aici, 140 ca! Ia-ți drop-ul! Wow! Nu mai bag, frate, gata, pa. Ok, păi, sper că v-am plăcut și episodul. Câștigă de 140k, 7000, ce faci, mă, băiatule, mă? Păi, 3 ture, dracu, de fermier. 4, chiar, dacă nu câștig, dacă n-am bulan. Ai, frate, am luat banii la fraier. Bă, sper că v-am plăcut și episodul. Și ne vedem data viitoare, ce să fac. Ciao!